Ce înseamnă cancer colorectal? Cancer colorectal este o maladie oncologică care afectează intestinul gros. Deci, cel mai des, porțiunea rectosigmoidală și mai mult îl cunoaștem ca cancer rectal, dar poate fi pe orice porțiune a intestinului gros. Care sunt cauzele apariției acestui tip de cancer? Cauzele nimeni nu poate să ne le spună concret. Ar fi poate niște factori predispozanți care ar duce la cancer colorectal, cum ar fi predispoziție genetică, niște polipi, polipi adenomatoși care cu timpul se malignizează, factori predispozanți ar fi fumatul, ar fi modul nostru de viață, ar fi cum ne alimentăm noi corect, cam acestea plus minus. Se consideră că 90% din bolnaviri sunt cauzate de un colon murdar. În ce măsură este adevărată această afirmație? Colon murdar, probabil mai mulți ar avea în vedere că un colon care este constipat, unde tranzitul intestinal este latent și asta face ca agresiunea produselor pe care noi le-am consumat să crească mai mult asupra intestinului și ar duce la un cancer cu timpul. Toți oamenii pot să dezvolte pe parcursul vieții acest tip de cancer sau sunt anumite categorii care sunt în grupa de risc? Da, sigur, nu toți putem să facem. Bine, toți suntem, avem anumite predispunere să le face cancer, dar în grupa de risc intră, în primul rând, persoanele a căror rude de acum au avut un cancer. Deci, eu le spun pacienților, când vin la mine, îi întreb, cine din familia dumneavoastră a avut un cancer? Dacă a avut un cancer ce ține tractul gastrointestinal, este riscul mai mare. Dacă a avut un cancer legat de alte organe, riscul este mai mic, dar oricum îl are. Pacienții care au polipoză intestinală, polipoză familială, adică cineva din familie are polipoza asta, o moștenește și el, și ăștia pacienți sunt predispuși sau la 80% cazuri o să facă un cancer dacă nu se meargă periodic la medic ca să se investigheze. Cum se manifestă clinic acest tip de cancer? Tot nu pot să spun că are o clinică strictă, da, sau ceva care, dacă este, ne induce spre că avem un cancer. Să este o, de multe ori decurge asimptomatic și pacientul vine când acum este un stadiu tardiv, când noi nu prea putem să-l ajutăm. Ce pe noi ne-ar induce că este un cancer? În primul rând că este o dereglare de tranzit intestinal. De cele mai multe ori este constipație. Da? Pacientul greu merge la WC cu grosul, da? Așa să spunem. Sau, din potrivă, are diaree. De multe ori pacientul poate, sau într-un stadiu mai tardiv, poate să observe sânge în scaun. Deci, balonarea poate fi durere. De multe ori poate fi durere, colici intestinale sau o clinică de ordin general, cum ar fi pierdere în kilograme, lipsa poftei de mâncare, oboseală, cam acestea. O anemie care nu e clar de unde vine. Ce alimente ne dăunează și respectiv cauzează apariția cancerului colorectal? Ce alimente? Mai mult ar fi că produsele procesate, produsele din carne, reducerea în dietă a fibrelor, a fructelor, pacienții care fumează, riscul e mai mare, care consumă alcool mai mare, care au diabet, e la fel mai mare. Am citit că pentru depistarea cancerului la nivelul golului și al rectului e nevoie de un șir de investigație. Aceste investigații sunt costisitoare și unde se fac? Păi, cele mai... Deci, dacă ar fi așa un screening, investigațiile care ar aprecia dacă avem cancer colorectal ar fi analiza maselor fecale la sânge ocult. Ce înseamnă sânge ocult? Sânge ascuns, da? Când de multe ori, dacă
avem un cancer, el de obicei erodează, sângerează. Și formându-se cu masele fecale, noi nu-l vedem la ochiul, cu ochiul liber. Făcând analiza maselor fecale la sânge ocult, putem să apreciem că iată este o hemoragie sau este o problemă la nivel de intestinal. Bine, nici asta în metodă nu este 100% informativă. Ne-ar induce spre așa ceva. O metodă mult mai informativă și care de obicei ne dă răspuns este colonoscopia. Colonoscopia este când introducem un furtun prin orificiu anal și retrograd analizăm intestinul. E la fel cum mai face gastroscopia în cazul de gastrite ulcere. Aici se face colonoscopia pentru a vedea cu medicul endoscopist, cu ochiul liber vede mucoasa intestinului, dacă sunt pe aceste formațiuni, sunt polipi, sunt eroziuni, care ne suspectăm că este un cancer. Și fiind, deci aplicând la asemenea proceduri, noi putem să luăm dintr-o dată și examenul, să luăm biopsie din polipul respectiv, ca în urma unui examen histopatologic să apreciem este acesta un simplu polip sau vorbim de acum de un cancer colorectal. În cazul ăsta, pacienții primesc repede rezultatele analizelor. Știu că oamenii de multe ori se plâng că e nevoie de o săptămână, două și stau așa stresați cumva pentru că nu au rezultatele încă. Da, pentru că încă noi în Republica Moldova nu este prea bine pus. Din cât eu cunosc, mai multe rezultatele se efectuează, această analiză se efectuează doar la Institutul Oncologic. Mai știu, poate și câteva laboratoare private. Și din lipsa specialiștilor, volumul mare de lucru, poate că aceste răspunsuri se întârzie. În ce constă tratamentul cancerului colorectal? Deci este foarte important la ce etapă noi l-am determinat, în ce stadiu, cât este de grav, pentru că de multe ori este suficient să se efectueze rezecție intestinală sau să facem polipectomie ca să rezolvăm problema. Dar de multe ori, dar dacă este un stadiu mai avansat, se scoate porțiunea de coloană afectată și de acum se merge, recurge la celelalte metode, radioterapie, chimioterapie, în dependență de situație și după gradul de metastazare, dacă este. În cazul în care pacientul se adresează devreme, deci nu atunci când tratamentul nu mai este eficient, boala poate fi tratată definitiv? Da, dacă este în stadiu incipient, a fost rezectat polipul sau, bine, să spun eu, cancerul ăsta, unde era localizat la nivel de intestin, porțiunea de intestin, nu, s-a verificat numai să metastaze la nivel de ganglioni, la nivel de organele adiacente. Pacientul ăsta merge periodic și se investigează dacă nu au apărut recidive. Deci este, oncologii știu, este un program strict la cât timp el se revină pentru a efectua colonoscopia, care ne dă cel mai informativ rezultat. Cum putem să ne protejăm de cancer colorectal? Deci persoanele din grupul de risc trebuie să meargă numai decât să efectueze colonoscopia. Dacă rudele de granul întâi, mama, tata, frați, surori au avut un cancer, atunci chiar din fragedă vârstă, de la 30 de ani, începem să facem colonoscopie. Dacă nu s-a exclus, atunci 10 ani nu putem să dormim liniștit. Dar dacă avem anumite formațiuni, polipi intestinale, atunci vizita, colonoscopie este o metodă care ar trebui, o investigație care ar trebui să o repetăm. Dacă avem, deci da, am spus că o repetăm. Ce ține de constipațiile, toate diareea neexplicată, că nu găsim cauză, atunci ar fi corect să facem o colonoscopie ca să excludem o anumit patologii precanceroase, cum ar fi polipii, colită ulceroasă, boala Crohn, deci sunt care ne duc la cancer. Și, desigur, modul sănătos de viață. Dacă noi avem o alimentație bogată în fibre, în fibre alimentare, care produse greu digerabile, cum ar fi salatele, varza, conopida, mai scoatem din alimentație produsele procesate, carnea,
atunci pacienții aceștia mai puțin fac cancer. Ce sfat aveți pentru pacienți? Ce sfat? Deci, ca și în cazul precedent, nu ignorați orice semn sau de nu bine, o stare de nebine. Nu ignorați. Mergeți, investigați-vă, începeți cu general de sânge. O anemie poate să ne inducă că este o problemă la nivelul stomacului, la nivelul tractului gastrointestinal. Când este o gastrită erozivă cu care sângerează, o să avem o anemie sau o să fie o dereglare a absorpției fierului sau vitaminei B12. Dacă o să fie un polip care sângerează, iarăși o să apară anemie. Deci, investigațiile de rutină de acum ne induc spre anumite probleme. Constipația, nu o ignorați, nu vă deprindeți cu ea, mergeți, căutați care e cauza, că poate să mimeze un cancer colorectal, pierderea în kilograme, oboseală neexplicabilă, la fel. Deci, orice semn unei stări de rău, mergeți și căutați cauza.